Un nou lungmetraj se filmează în această vară în Republica Moldova. Copacul Evei se numește filmul. Am fost curioși să vedem care este atmosfera din spatele camerelor, așa că am venit în rezervația peizagistică Trebujeni. Locația de poveste și toată atmosfera de pe platou ne-a transportat și pe noi departe, în trecut, atunci când începe istoria filmului. Acțiune! Suntem în procesul de filmare, da, cu toată echipa, am găsit locația, suntem bucuroși că e a treia zi de filmare și suntem epuizați, dar plăcut. Copacul Evei se anunță a fi un film de familie, o comedie și o legendă fantasy. În distribuție sunt aproximativ 100 de roluri. Aceste trei zile filmăm flashback-urile istorice, din diferite perioade, cu diferite situații. Și respectiv un număr mare de actori, în fiecare zi el e diferit, momentele sunt diferite absolut, create, gândite, aranjate, muzică, deci stilizat sub perioada care s-a întâmplat, cum a fost, deci conform legendei și scenariul. Cum ați ales actorii? Selecția a fost, sincer, foarte, să nu numim dură, dar detalizată. Am căutat mult, fiecare actor, fiecare rol a fost ales între câțiva actori, s-au făcut probe. Personajul să fie caracteristic chiar și vizual. Adică să știți când îți uite un copil la cineva, el trebuie să-l identifice. Exact asta era și ideea. Eu joc un bătrân unde nepotul e cu piciorul format, vin la medic și așa mai departe și se întâmplă o minune. Eu am rolul de fiu. Eu sunt nepotul bunelului meu care se filmează. Este greu să intri în pielea personajului? Faci multe duble? Da, tare mult duble, mai ales când e greu. Ce anume este greu aici? Când se filmează toate detaliile. De exemplu, filmează din spate și pe rând trebuie să filmeze camera de vreo două-trei ori din față, ca să vadă cum tu pui mâna. În acest film sunt un personaj rău, ca un boier. Așa este. A fost dificil să intrați în pielea personajului? Păi dacă profesia este de actor, atunci trebuie să intrăm ușurel. Dar atunci când ai niște colegi profesioniști alături, și nici soarele, și nici vântul, nu ne încurcă să ne facem treaba. Trebuie să priviți acest film neapărat, pentru că este un film pentru toți. Să stea familia întreagă și, desigur, este un moment, nu-mi place să zic cuvântul educativ, dar așa, un fel de școală, când copilul poate să întrebe de părinți, dar ce a fost, așa a fost atunci, de ce a fost atunci, acum nu mai poate fi. Deci să cunoască copiii ce este binele și ce este răul. Alegerea locațiilor a fost la fel una destul de riguroasă, spune regizorul. Am vizitat foarte multe zone frumoase, eram sigur în unele, s-au descoperit altele, au făcut niște perturbări. Deci prin acest film redescoperim și Republica Moldova. Da, sincer, eu cred că pentru multă lume o să fie chestia asta deosebită, pentru că în primul rând o spun chiar într-adevăr tot la noi. Uite, chiar asta vreau și îmi place momentul ăsta, pentru că și pentru noi am avut niște descoperiri. Este dificil să faci film în Republica Moldova? Chiar vă mulțumesc pentru întrebarea asta, pentru că mă gândeam la... Da, este dificil și mai mult dificultatea este în partea financiară. Tot ce filmăm noi acum, noi am avut două zile de filmare și acum suntem trei în expediția pe care ne-am propus-o. Sumele sunt extrem de mari și costisitoare. La momentul de față, toate sumele astea nu sunt din partea nimănui și sunt doar investiții personale. Dar ca scop, și cred eu că cei care o să ne privească, și mulți dintre prietenii mei și cei care mă cunosc și nu mă cunosc, dar mă cunosc, o să fie cu interesați să susțină, pentru că știți, domeniul ăsta
se dezvoltă și se dezvoltă cu o viteză foarte frumoasă. Chiar mă bucur ce se întâmplă în țara noastră. Mă bucur pentru colegii noștri care fac lucrări bune și respectiv dacă noi luăm așa un avânt, scopul este ca ceea ce facem noi să meargă și mai departe din Republica Moldova.